Reșița, 23 august 1978. Încă din primele ore ale dimineții, sub soarele cald, strălucitor, care a scăldat orașul în lumină, zeci de mii de cetățeni se îndreptau într-un șuvoi nestăvilit spre locurile de adunare, ducând cu ei un crâmpei din freamătul cotidian al muncii, mândria de a putea raporta rezultate de seamă obținute în bătălia cu timpul. Primiți cu aplauze puternice, iau loc în tribuna centrală membrii birourilor comitetelor județean și municipal de partid, ai comitetelor executive ale Consiliilor Populare județean și municipal, reprezentanții ai organizațiilor de masă și obștești, eroi ai muncii socialiste, activiști de partid și de stat, membrii de partid din ilegalitate, muncitori, tehnicieni, ingineri, fruntași în întrecerea socialistă și numeroși invitați. Ora 8:30. După momentul solemn de intonare a imnului de stat, comandantul gărzilor patriotice prezintă raportul în fața tribunei oficiale, deschizând astfel demonstrația oamenilor muncii din municipiu. În acordurile unui marș vioi, trec prin fața tribunei oficiale în pas cadențat, ritmic, detașamente de cărți patriotice, formațiunile de apărare locală antiaeriană, formațiunile de Cruce Roșie și cele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Oscar alegoric, urma de stema țării și a partidului, anunță apropierea de tribuna a puternicului detașament al constructorilor de mașini, mândri să-și prezinte succesele, între care intrarea în etapa de montaj final a motorului naval de 30.000 de cai putere, destinat să echipeze petrolierele românești de 150.000 de tone de doait. Model de mobilizare a rezervelor existente, a potențialului tehnic, material și uman, prestigiosul colectiv de siderurgiști defilează cu mulțumirea că efortul lor neobosit a fost încununat cu succes. Trec apoi coloane larg desfășurate ale colectivelor din întreprinderile și instituțiile reșițene, oameni ai muncii, români, germani, sârbi, maghiari și de alte naționalități, care aduc cu ei mesajul victoriilor obținute în confruntarea cu timpul, hotărârea de a nu precupeți niciun efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin, de a transpune în viață politică internă și externă, promovată cu consecvență de partidul și statul nostru. Sub faldurile steagurilor tricolore și purpurii, asemenea unui neîntrerupt fluviu, au trecut prin fața tribunei colectivele de muncă de la ICMMR, de la ICPRHR, de la IJGCL, întreprinderea de confecții și celelalte întreprinderi și instituții reșițene. În ritmul frumoaselor noastre cântece populare, au evoluat prin fața tribunelor ansamblul folcloric Reșițeana și Semenicul, ansambluri care în repetate rânduri au făcut cinste artei românești peste hotare. Sportivii, cu siguranța și voiciunea mișcărilor câștigate în numeroasele ore de antrenament, au încheiat manifestația zecilor de mii de oameni ai muncii reșițeni, în care voioșia, optimismul, entuziasmul și încrederea au fost sentimente ce au caracterizat întreaga demonstrație. Zilele de 23 și 24 august au consemnat în județ bogate manifestări artistice care au omagiat marea sărbătoare. Au contribuit la crearea unei atmosfere de entuziasm, de veselie, miile de participanți prezenți la aceste grandioase manifestări. Au trăit astfel atmosfera specifică marilor sărbători ale poporului nostru, clipă de intensă bucurie și satisfacție sufletească.